CFR continuă disputa pentru șefia clasamentului cu acest meci jucat la Sfântul Gheorghe, loc de unde, prin tradiție, pleacă cu puncte. Spre el zboară mingea, de Beliuc reușește de Viera pe spate și vine voleul nereușit totuși al lui Costache, atacant de națională. Va pleca, va părăsi echipa din iulie. Aici încă o dată ocazia lui Costache. Costache nu reușește să lovească mingea. Urcă bine Florin Ștefan. Cursa lui Florin Ștefan. Centrarea arată bine. Lovitura de cap și prinde Arlauskis. Lovitura de cap prin. Spuneam, Șafranco pleacă în Africa de Sud la liderul Mamelodi Sundowns. Un transfer care a costat formația. Da. Penalti. Mitra încearcă să arate lui Kovac că s-a ferit. A, nu, balonul cred că lovește pe Dimitrov. Metri pentru CFR, spuneam că s-ar putea să fie o fază importantă. Penalti dictat de Ișvan Kovac. O minge deviată care a venit foarte de aproape și l-a lovit în mână pe Dimitrov. Kovac dictează 11 metri. În acest moment CFR-ul este echipa cu cele mai multe penaltiuri în favoarea ei. Bate Deac și înscrie. Execuție sigură. Nițui nu e un portar de gabarit, nu reușește să ajungă la acest balon, deși a ghicit colțul. Este 1-0 pentru CFR, la una dintre ultimele faze ale acestei reprize. Am impresia că mingea-i sare lui Nițui. Vine un pic țopăită, ia să vedem. Așakbar, bună pasă lui Așakbar. Și acolo este Ștefănescu care trimite alături cea mai mare ocazie a gazdelor, cea mai bună fază de atac a trupei lui Leo Grozavu. Iată că Așakbar începe să-și pună amprenta, pasă printre, pleacă foarte bine Ștefănescu, numai că nu prinde spațiul porții. Acolo este Brian Nuvier. Nuvier în careu, pasă și centrarea este prinsă de Bălgrădean. Întâmpinat de Nuvier și o lovitură de cap foarte frumoasă a lui Rondon din plonjon la o centrare șutată, fază simplă a lui Șepși, jucător venit în acest an de la Fortuna Sittard. Are trei selecții. Iată și lovitura de cap frumoasă. Pasă bună, pasă în flanc și un șut tare, un șut care trece puțin alături. Șutul lui Costache. Bun jucător și extrem de folositor. Cât de importantă este această victorie? Bună seara, este o victorie extrem de importantă pentru că mi se pare cel mai greu teren să joci în deplasare. Sunt o echipă foarte bună, știu pe domnul Leo, pentru că am lucrat cu dânsul la Botoșan, știu ce pregătește, cât de agresivă este echipa, câte ocazii își creează, că au avut câteva ocazii contra noastră, dar important este că am reușit să câștigăm în această seară. Este în economia campionatului o victorie mare, mai ales că Craiova astăzi s-a încurcat? Da, într-adevăr, Craiova s-a încurcat. Mai sunt 8 meciuri foarte, foarte dificile. O să ne aștept un meci sâmbătă foarte greu contra cel la Craiova, pentru că probabil își vor juca ultima șansă contra noastră și trebuie să fim pregătiți, chiar dacă este un program încărcat, noi trebuie să ne facem treaba. Ați rămas în 2 în lupta pentru titlu? Nu, nu putem să scoatem Craiova, pentru că cu 2 victorii Craiova vine imediat lângă noi, sunt meciurile directe, mai sunt 4 meciuri pentru ei directe contra noastră și contra celor de la CFR, deci campionatul se joacă. Îți place ce ați jucat azi? Sincer. Sincer, noi am venit pentru cele 3 puncte. Nu știu al cât este, al
patrulea sau al cincilea meci, când jucând în trei zile, s-a acumulat o oboseală și știam că sunt cele mai importante punctele în seara aceasta și ne bucurăm că le-am obținut. Bună seara! Cât de greu a fost acest meci pe acest teren pentru voi? Bună seara! Da, ați văzut, și dumneavoastră ne-am chinuit, a fost un joc urât. Încă din primul minut a fost un joc de luptă, știam ce ne așteaptă. E bine că am obținut ceea ce am vrut. 3 puncte. Asta, scopul, scuză mijloacele, practic, în seara asta. Da, sincer, nu... Am știut că Sepsi e o echipă agresivă, unde nu o să avem spații foarte mari de joc, nu o să ne lase prea mult să construim. Știam că va fi un meci urât și, sincer, știam că vom câștiga așa, chinuit 1-0, cum câștigăm noi câteodată. Asta e stilul CFR-ului? Asta e secretul succesului? Ați văzut și noastră, în ultimii 3 ani nu am practicat cel mai frumos fotbal, dar a fost eficient pe hârtie când s-a tras linia. Nu cred că ăsta e stilul CFR-ului, pentru că în ultimele etape eu cred că am jucat un fotbal frumos în care ne-am creat multe ocazii și am reușit să și marcăm. Ați rămas doar 2 după rezultatul Craiovei astăzi? Ați rămas doar 2 în lupta pentru titlu? Nu. Și Craiova 3 luată în seamă, pentru că e o echipă periculoasă, cu jucători buni și orice pas greșit în play-off se simte. Dacă astăzi a fost meci greu, etapa viitoare cu Craiova cum o să fie? Și mai greu. Noi suntem pregătiți, știm că în play-off meciurile vor fi cu presiune, dar ne place presiunea, știm să jucăm pentru primul loc și cred că aici s-a făcut diferența în ultimii 3 ani. Unde se face, asta vreau să spun, care-i secretul CFR-ului? Secret? Unde face diferența CFR-ul? Unde face diferența? Ciocul mic și muncă multă. Cred că nu e niciun secret. Suntem serioși. Când venim la antrenament încercăm să dăm totul, să fim concentrați și eu cred că aici se face diferența.